5 ani de activitate la această frumoasă vârstă a ajuns Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor Credo din Ungheni. Este vorba de un proiect pilot creat cu scopul de a integra în societatea tinerii în dificultate. Numai pe parcursul a 11 luni ale anului 2010, de către angajații centrului au fost asistate 125 de cazuri, au fost instruiți și au fost integrați în câmpul muncii 56 de tineri, au beneficiat de cofinanțare la salariu 13 tineri, iar 84 de tineri din orașul și raionul Ungheni au fost reintegrați în familie și în societate. Către această perioadă deja am devenit o leacă mai maturi, stăm mai bine pe picioare. Serviciile care le prestează Centrul Credo au avut o durabilitate care se simte și în ziua de astăzi. Acele servicii se țin de acordarea de consiliere psihologică, pedagogică, juridică pentru tinerii noștri, cât și servicii de cazare, servicii de instruire profesională și încadrare în câmpul muncii a tinerilor noștri. Vreau să vă spun că acea dinamică care a fost în 2005 s-a continuat și în ziua de astăzi. Tinerii noștri sunt tineri din familie vulnerabile. De obicei, noi prestăm servicii pentru tinerii orfani, tineri din familii monoparentale, tineri din familii în care lipsește sprijinul parental, adică părinții există, dar nu există un suport din partea acestora. Cei mai fericiți de activitatea unui asemenea centru de reintegrare socială a tinerilor sunt însăși tinerii, care nu au niciun suport din partea părinților și care și-au găsit aici sprijinul și ajutorul necesar. Aici, pentru mine, a fost mereu o familie care mereu m-a susținut, mereu a fost alături de mine atunci când mi-a fost greu, atunci când mi-a fost bine. Mereu ei m-au ajutat, mi-au acordat suportul și când am ajuns, adică nu aveam unde să locuiesc, adică ei au fost primii care au fost cu pasul pentru a mă ajuta să fiu și eu cineva, să devin cineva în viață. Pentru a-i felicita cu cei 5 ani de activitate, la eveniment au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor din oraș și raion, ai societății civile, dar și partenerii Centrului Credo, Primăria Orășenească și Direcția Asistență Socială din cadrul Consiliului Raional Ungheni.